casa de ajutor reciproc a pensionarilor și Mleul Silvanii la împlinirea vârstei de 65 de ani. 27 noiembrie 1955, 27 noiembrie 2020. Scurt istoric. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor și Mleul Silvanii s-a înființat la data de 27 noiembrie 1955, când un număr de 57 de membri fondatori s-au întrunit în adunarea generală și au hotărât începerea activității acesteia. Constituirea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor s-a făcut în baza prevederilor Decretului Marea Adunări Naționale a Republicii Populare Române 204 din 21 octombrie 1951, care funcționau pe lângă secția de prevederi sociale a sfaturilor raionale. Legalitatea constituirii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Mleul Silvaniei a fost consfințită prin hotărârea 49 din 8 decembrie 1955 a Comitetului Executiv al Sfatului Raional și Mleu. Comitetul de conducere a fost format din președinte Ignat Dumitru, secretar Șaitoș Gheorghe, casier Covaci Emilia, membri Benea Gavrilă, Septeneri Elena, Comisia de Verificare, președinte Vaida Romulus, membri Șaiter Iosif, Gavrea Teodor. În baza cererii numărul 20 din 2 iulie 1997, adresată judecătoriei și Mleul Silvaniei, s-a hotărât prin încheierea 1590 recunoașterea și înregistrarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor în registru persoanelor juridice din cadrul judecătoriei și Mleu. Conform statutului CARP, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Mleu, anual s-au ținut și se țin adunări generale de dare de seamă și la interval de 4 ani se aleg organele de conducere ale Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din și Mleu. În perioada celor 65 de ani de existență, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Mleu a fost condusă de următorii președinți: Ignat Dumitru, Holo Ioan, Vaida Ioan, Fodorean Teodor, Sabău Ioan, Achim Laurențiu, Mureșan Gheorghe, Ciorna Ioan, Moș Ioan, din 10 mai 2012. Președinții Comisiei de Cenzuri: Vaida Romulus, Hofaldi Ioan, Mezei Francis, Pintea Ioan, Balaban Constantin, Vințe Ileana Livia. Consiliul Director din iunie 2020 este format din președinte Moș Ioan, vicepreședinte Timoc Victor, membri Vodă Ioan, Albu Traian, prisecariu Costică, membru supleant Bihari Mihai. Comisia de Cenzori din iunie 2020 este formată din președinte Vințe Ileana Livia, Ghiran Lucrecia și Crișan Nicolae. Personalul angajat al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Mleu este format din contabil Bandici Viorica, secretar Lazar Marcela Livia, încasatori la sate și comune, la Chiești Pop Maria, Ip Bogoli Rozalia, Măieriște Clejan Maria, Nușfalău Budai Catalin, Sărmășag Tot Șandor, Sărmășag Colonie Sas Olga, Zăoan Bolduț Eva, Pericei Gașpar Ciobi, Marca Roșan Silvia. Începând cu data de 1 ianuarie 1998, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Mleu a aderat la Federația Națională a Carpurilor din România, Omenia, din care fac parte peste 137 de carpuri și un număr de peste 1.400.000 de membri. Numărul de membri ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Mleul Silvaniei a evoluat astfel. Până în anul 1971, 1723. În 1981, 3207. 1991, 1297. 2001, 3032.
2011-2036, 2015-2393, în prezent 3122. Numărul membrilor este în continuă creștere. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor și Mleu Silvanii are ca obiectiv principal sprijinirea materială și socioculturală a membrilor săi astfel. Acordă împrumuturi rambursabile purtătoare de dobânzi. Acordă ajutoare bănești și materiale nerambursabile. Acordă ajutoare bănești în caz de deces a membrilor săi. Organizează pentru membrii săi diferite activități culturale, artistice, de agrement, excursii cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Pot fi membrii ai CAP și Mleu Silvanii, pensionarii indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin, beneficiarii de ajutor social, membrii de familie, soț, soție, precum și copiii majori, incapabili de muncă, aflați în întreținerea persoanelor, pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social, membrii ai asociației, salariații care mai au 5 ani până la pensionare, alte categorii de persoane cu aprobarea Consiliului Director. Deviza noastră este respect reciproc, încredere deplină, răbdare, răbdare, răbdare. La mulți ani, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Mleu Silvanii.